Potrivit site-ului hunedoarasport.ro, înfrângerea de la Timișoara a lăsat ceva urme în psihicul echipei de Vene Auto, Bergamo intrând greoi în ritmul meciului cu United Galați, una din echipele tari ale Ligii 1. Însă a reușit să învingă echipa din Galați cu scorul de 5-4. Auto Bergamo mai are de jucat un singur meci în sezonul regulat în deplasare cu Clujana Cluj, de Veni așteptând ca jocul rezultatelor să le aducă cel puțin locul 2 înaintea play-off-ului.